Ceea ce arată limpede că atunci când mărești taxele sau mărești plaja taxelor, nu aduni mai mulți bani la bugetul de stat. E o chestiune înțeleasă și că se întâmplă în toată lumea, nu e doar la noi. Cristina Prună, până la urmă crezi că vor ajunge să implementeze oficial impozitarea progresivă? Păi, eu sper că în 2025 să scăpăm de această coaliție toxică și de PSD, pentru că vedem că ei nu ne-au adus niciun fel de bunăstare, ba ne-au implementat doar taxe noi și nu numai că au implementat taxe noi, dar iată că și acum când ne-au promis că nu mai cresc taxele, ei tot despre taxe noi vorbesc, pentru că această impozitare progresivă va însemna taxe noi, vor fi unii oameni care vor trebui să plătească mai mult de pe urma acestui nou tip de impozitare. Ceea ce este aberant. Este aberant pentru că oamenii vor sărăci și mai mult. Mai mult decât atât. Această impozitare progresivă nu se poate face doar pe salariu, da? Trebuie să vină la pachet cu acea globalizare a veniturilor. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă mai multă birocrație pentru cei care au venituri din mai multe surse, și din chirii, și din dividende, și din alte activități independente, activități agricole și așa mai departe. Se vorbea la un moment dat că ar trebui să angajeze ANAF-ul vreo 20.000 de consultanți fiscali care să ajute oamenii să-și facă declarațiile acelea de pe urma cărora să fie impozitați, să știe câți bani trebuie să plătească la stat. Deci ar fi un haos imens și vedeți că orice demers de digitalizare a statului, între ghilimele spun, de fapt creează o presiune pe omul de rând, pe micul antreprenor care trebuie să se lupte cu e-factura și pe alte tipuri de măsuri aberante pe care acest stat le implementează. Și imposibil de implementat pentru omul simplu. Bine, o să vorbim mai încolo și de e-factura. Haideți să... Da, hai să ne uităm.